Zălăoanii nu sunt deranjați de sărbătorirea zilei maghiarilor de pretutindeni la Zalău. Cei mai mulți spun că sunt de acord cu manifestările maghiarilor, atâta timp cât acestea nu vor lua o altă întorsătură. Alții refuză să comenteze subiectul. Știți ce sărbătoresc astăzi maghiarii? Ziua națională. Mi se pare firesc să o sărbătorească și la Zalău? Nu știu, nu mă pot exprima, dar eu cred că în tot Ardealul de sărbătoresc. Se sărbătoresc în tot Ardealul, într-adevăr, dar e firesc? Mă abțin. Cred că e ziua națională a Ungariei sau cam așa ceva. Vi se pare firesc să o sărbătorească în România, în tot Ardealul, în fiecare oraș? Pe undeva, dacă avem și minorități, s-ar putea. S-o poată. Ce? Nu ne deranjează. Deci tatii care ar trebui să-și facă fiecare sărbătorile care le au. Dacă putem să conviețuim împreună, dacă nu, atunci niciodată. O să sărbătorească, dacă o fac în condiții decente și bune, fără manifestări de altă natură. Nimic împotrivă. Suntem prieteni, avem vecini maghiari, prieteni, loc afea. Habar n-am. E ziua maghiarilor de pretutindeni. Vi se pare firesc să o sărbătorească și la Zalău? Am auzit ceva, că e asta, nu știu, după masă, nu știu de la ce oră. Dar vi se pare un lucru normal? Păi, eu așa cred că pe care cetățean are dreptul. Nu? Eu așa cred, după mine. Lupta pentru eliberarea Ungariei. O să aibă o manifestare și aici la Zalău, o să se sărbătorească. Vi se pare firesc? De ce nu? Ziua maghiarilor de pretutindeni va fi marcată la Zalău printr-un spectacol, retragere cu torțe și depunere de coroane la statuia lui Veșeleni.